Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectul Zilei. Suntem în această perioadă cu toții preocupați de ceea ce se întâmplă. Vorbim aici despre această pandemie, efectele pe care le produce. Situația este una îngrijorătoare, inclusiv aici la noi, la Buzău. Știm foarte bine că la începutul acestei săptămâni a fost identificat un focar în cartierul Poștă. Un cartier întreg a intrat în carantină după ce un inconștient a venit de undeva din județul Ialomița, de la Rude, și a infectat mai multe persoane. Cartierul este închis. Se pare că a avut contact cu mai multe persoane. S-au găsit în urma anchetei epidemiologice și alte persoane care ulterior au fost confirmate cu COVID. Așadar, în situația asta, deși ne aflăm în luna mai, când în mod obișnuit cu toții ne făceam planuri pentru vacanță, aceste planuri sunt cu totul date peste cap. Nu ne mai putem gândi la ce vom face la vară, dacă vom merge la mare, la munte, deși se anunță o anumită relaxare după 15 mai în acest domeniu, în domeniul turismului. Vom încerca să aflăm unde se află turismul în acest moment și care sunt perspectivele pentru sezonul estival. De la invitatul meu de astăzi, domnul Doru Brătulescu, îl cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, este proprietarul unei agenții de turism de aici din Buzău. Bună seara, domnule Brătulescu, bine ați revenit în studio. Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, care sunt convins că sunt destul de mulți și am și observat că și urmăresc destul de atent, mai ales ultima emisiune cu un distins invitat, chiar de două ori am reluat-o, pentru că mi-a plăcut exact cum s-a abordat și cum s-a explicat anumite situații. Da, vă mulțumesc că urmăriți emisiunile noastre. Domnule, în general trebuie să urmărite cele locale, că celelalte, dacă nu le urmăream, până acum eram toți sănătoși și bine mersi și chiar dacă stăteam în casă. Da, iată, deci în ce situație ne aflăm acum. Turismul, domeniul în care dumneavoastră activați, este probabil cel mai afectat sector al economiei. După părerea unora care au vorbit ieri și hai să spun că apar niște zombălăi deștept la televiziunile astea naționale, apar câte două căpățâni pe acolo, din fiecare culoare politică, și fiecare vorbește cam ce, nu ce se spune sau ce, fiecare vorbește cam așa la plezneală. Deci la un fel de ghici sau cam și cum aș gândi el că ar fi. E, nu e așa. De fapt, acum vorbeai de cazul de la Buzău, e un caz izolat, nu știu dacă se va ține prea mult cont de el, pentru că e o treabă care e descoperită, dar treaba nedescoperită e aia care pleacă în fiecare noapte și în fiecare zi cu avioanele în afară. Și pleacă, slavă Domnului, și eu știu ce vorbesc, pentru că sunt în cunoștință de cauză, nu de așa. Și nu numai în Germania, s-a plecat și pe Roma, din 8 aprilie s-a zburat zilnic pe Roma. Deci sunt situații care nu se cunosc. Și astea care se cunosc și care se dau publicități, normal că fac un pic de vâlvă. Alaltele care nu se cunosc, cum au ajuns de la Suceava la Cluj sau de la Suceava la Timișoara sau de la Timișoara la București, astea sunt alte situații care probabil că nu se vor ști niciodată. Ceea ce vreau să vă mai zic, vis-a-vis de turism. Aici sunt două părți care sunt destul de serioase la ora actuală. Adică sunt două situații, zic eu, prima mai puțin letală și a doua e un pic mai dificilă, când se va constata pe final că am dreptate. Este vorba de situația economică, care va fi dureroasă, va fi chiar jalnică. Și în ce sens, vis-a-vis de turism, eu știu ce vorbesc. De 2-3 luni de zile, situațiile sunt foarte dificile, în sensul că încasările pentru 2020 s-au făcut chiar din prima jumătate a anului 2019, nu chiar din a doua, din prima jumătate s-au încasat pentru anumite concedii, pentru anumite destinații,
Și acolo, normal că banii s-au repartizat, s-au împrăștiat peste tot și situația este în felul următor. Zborurile trebuie replanificate, excursiile care au fost organizate și planificate trebuie replanificate și toate acestea s-au lucrat nu la nivel de ajutorare, pentru că noi n-am fost auloiști, deci nu ne-am zis, domne, aoleu. Nu. Dar ne-am văzut de fiecare, așa, de hârtiuțele noastre, de oamenii, nu știu, am discutat cu ei, pentru că aoleul ăsta nu l-am practicat și nu se practică la noi, se practică în alte sectoare de activitate, alea unde trece luna și semne statul. Și aici, ce s-a întâmplat? Nu a fost o chestie organizată. Fiecare a gândit-o într-un fel lui și i-a spus-o celuilalt. Și la un moment dat s-au întâlnit părările. Din contră, eu spun că nu am fost ajutați. Adică nu că din contră, nu am fost ajutați, din contră chiar pe undeva un pic blamați, ca să spun așa. Și știu ce vorbesc și mai ales ieri s-a întâmplat o situație care a bulversat tot turismul. Nu știu dacă o dau pe post acum, dar poate cineva care se va interesa ce s-a întâmplat ieri, în care, deci, turismul s-a luat concluzia că nu participă deloc la PIB. Deci o concluzie total, nu ca să zic proastă, eronată, greșită. Da, a fost o informație, o declarație. Nu mai vorbesc că... Cuiva care a spus da, că turismul și serviciile da, nu au o contribuție extraordinar de mare la PIB-ul României. Eu spun și cât și cum da? Și cât a crescut și în ce fel și în fiecare an, dar n-are rost, pentru că aceia sunt... Bine, acum probabil că România nu încasează din turism atâta cât ar putea, pentru că potențial este, dar nu este exploatat atât cât trebuie. România ar putea să trăiască numai din turism. E singura industrie care a rămas fără fum. Și singura industrie care a rămas jet by jet neaușă, românească. Restul tot, uite-te pe oriunde te uiți, uite-te în camera asta dacă e ceva românesc. Și atunci vorbim că industria turistică românească nu poate să se relanseze, poate să relansarea ce înseamnă acum? Toată lumea vorbește de relansare. Relansarea ce înseamnă? Reîmpărțirea sărăciei care este? Nu. Eu când ne aud, domnule, relansăm economia. Cum? Bun, haideți să pornim din momentul în care ne aflăm acum. Situația din turism este dezastruoasă, da? Este închisă orice unitate de cazare, sunt închise restaurante, baruri, nu mai sunt organizate acele evenimente, festivaluri care, din care profita și turismul, pentru că aveam spații de cazare ocupate, aveam restaurante, terase pline, da? Pornind de la momentul ăsta, relansarea ce înseamnă? Deci nu pornesc de la momentul ăsta, pornesc de la momentul de 90, când de atunci este într-un haos instituționalizat. Deci toți care au condus destinele turismului, absolut toți, n-au avut treabă cu turism. Niciunul nu cred că a avut brevet de turism. Nu știu, dar poate cineva anume a avut, dar restul nu a avut. Pornind de la Ministerul Transportului, când a aparținut prima dată, bun, până acum. Sunt afaceri deci, private deci, în turism. Asta, da. Care dar n-a avut... fost intervenția statului? Unde ar fi trebuit să intervină statul și să reglementeze? Să-i adune și să beneficieze cât poate de mult, să sugă din potențial, să sugă, să se doarmă cu el, să-l țină în brațe, să-l împarte, să-l dirigeze, să-l vândă la metru pătrat. Așa a trebuit. Dar nu l-a vândut la metru pătrat, l-a vândut la kilometri pătrați, sau ca să nu mă exprim altfel, și a vândut tot ce se putea reține. Au vândut rezervații, au vândut, și au concesionat rezervații, nu mai vorbesc de Delta, care nici n-avea voie să atingă de ea. Deci ce vorbim? Ne trezim după 30 de ani, domne, nu mai exportăm păduri, când la fiecare oră să tăiau 2 hectare de pădure ilegal? Păi bun, și pădurea ce înseamnă? Pădurea și aia înseamnă turism. Categoric. Și atunci, haideți să discutăm ce să relansăm acum. Nu, bun, să relansăm ce a rămas. Deci, da, ce avem? Rămas? Exact. Și slavă Domnului, dar cum faci fără bani? Păi, haideți să vedem, să o luăm punctual. Și în primul rând... Avem, deci situația, ne raportăm la situația din momentul de față. Angajații domnule, eu din mă repet, turism și, sunt în șomaj tehnic sau în indiferent de șomaj... ce se va întâmpla, dacă nu se dă drumul la litoral, putem să încheiem cu totul. Putem trage linie. Nu numai la turism.
Pentru că vorbesc de litoral românesc care adună în două ore toți banii din România, acum. Mă uitam și la tarife, au început să crească. Deci ăla care e meseriaș miroase. Miroase ce se va întâmpla. Dar ce te faci cu cei care au fost? Și dau și exemple dacă vrei cu poftim ăla care a fost ministrul la transport și a fost pe la pușcărie, Elena Udrea care a fost și asta. Deci ce facem? Că ăștia au condus destinele turismului. Și atunci eu ce încredere să mai am în unul care azi îmi spune așa și mâine spune invers. Și stai și te gândești mai mult, mă, ce faci? Și slavă Domnului, sunt băieți tineri. Am discutat aseară cu un băiat care are vreo 3-4 agenții, vreo 3-4 județe. Dom'le, e brici la căpățână ăla. De la știe ce vrea să facă. Știe cum o pune. Știe care e ăla, e tur operatorul bun. Știe care nu e bun. Știe care... Deci îți dai seama. Și el este... Acum am împiedicat. De ce e împiedicat? Pentru că n-a venit nimeni. Bun, toată lumea merge pe o redresare. Pentru noi din turism, care nu zicem aoleu, nu ne văităm, nu ne doare ochiul stâng drept. Vrem o direcție. Cine ți-o dă? N-are ce ți-o dea. Bun, avem deci nu se va da, de la nivel central niște idei că ar putea fi după 15, mă rog, niște lucruri care se bat cap în cap. Se vor menține, înțeleg, restricțiile de circulație în afara localității sau, mă rog, a județului de reședință, însă se va da drumul la drumeții? Păi cum vine asta? Nu, eu părerea mea că de-aia spun că, băi, pune, adică... Doamne iartă-mă, pune dracu pe unul, mă, cheamă-l, de unde ești, de acolo. Ce ai făcut tu până putem acum? Merge pe munte, dar cum ajungem? Și dau, da? Și nume, că dacă vreți, dau nume la oameni care ar putea să facă o treabă. Păi ce ai putea să faci? Nu că care are, nu știu, ce să duc în alt județ. E simplu, domne, ai un bilet de odihnă și tratament, ca să nu zic un voucher de cazare și mai știu ce. Un bilet, da, du-te, domne, la bilet de odihnă. Adică ăla înseamnă, nu o linie, deci nu înseamnă un auzvai care a semnat înainte de legile de Chiselev, de regulamentele organice. Că aveai un fel de pătălămânță la mână, cu tare merge în raionul cu tare. Deci nu. Ține cont de niște treburi. Și spun încă o dată, nu se dă. Bine, restaurantele. Bun, aici e alte probleme cu restaurantele. Dar eu vorbesc de industria hotelieră de pe litoral. Litoralul în sine, gârla, plaja. E, acolo va fi problema. Ce se va întâmpla? Care e problema? Apa spală. Aruncă paturile alea de plastic la o parte. Le arunci, că alea sunt alte. Vine ăla și stă cu ruleta și pune șezlong lângă șezlong. Lasă-l pe nisip, că n-ai să vezi cu 2 metri, da? N-ai să vezi tu cearceav lângă cearceav pe nisip. Ai nevasta în stânga, tu stai în dreapta. Doar nu vine unul să stă lângă nevasta. Hai să fim serioși. Pune-l dracu la 2 metri, să duci el singur. Dar apa e aceeași. Și apa aia spală și pe ăla cu bani și pe ăla fără bani. Și pe ăla care e tâmpit și pe ăla care e deștept. Bun, și am plecat de pe plajă. Am stat la soare. Și da, și la hotel, da, cine o să fie? Hotel, cine să fie? Tu nevasta și copilul, poftim. Și mâncăm în cameră, ce facem? Nu, dejun ți-l aduce în cameră, pentru că, atenție ce spun. În România s-a împământenit o treabă urâtă cu all inclusiv ăla. Deci all inclusiv. Unde mă? La all inclusiv. De ce? Păi băi, să vezi, am băut vreo 10 beri în ziua mai. Nu. Ei, noi românii nu excelăm la micul dejun, apeși pe buton, există rom. Servii se-l aduce în cameră. Cât suntem în cameră? Eu, femeia și cu copilul. Mâncăm acolo. Dacă vrei să dai drumul la o chestie. Sau dacă vrei să o gândești într-un fel. Sau dacă vrei să gândești în alt fel să intri în restaurant, da. Masa numărul 1. Popescu, Georgescu. Adică Popescu și cu... Bun, dar avem un hotel cu 400 de camere. Unde încălcăm cu toții? Încep. În restaurant. Încep, închizi etajul 2-3. Dai drumul la primul etaj. Vezi care este pulsul. Vezi că merge, dai drumul la etajul 2. Vezi că merge, dai drumul la 3. Dar funcție și de restaurant câte locuri are. De fapt, restaurantul trebuie să aibă locuri câte are în cameră. Și atunci încep să faci separatisme, tu le faci ca hotelier, nu vine cineva să spună că la bar n-are care vine. A, și... Sau la care îmi spune mie la televizor... Managerul hotelului să facă programări pentru el masă, știe mai, da? El știe cel mai bine, pentru că, încă o dată mă repet, eu pe ăștia la televizor, când încep să vorbească despre economie, mă duc, dracu, pe alt canal. Mai bine mă duc pe Tom și Jerry, nu știu ce, pentru că ăla vorbește la bureală. Pune mâna, nene, pe unde ăla, pe un antreprenor. Pune mâna pe un privat, adul de urechi, adul așa și îl pui pe la televizor. Ce-i face, mă?
Bun, dumneavoastră sunteți în legătură cu acești hotelieri, da? Care sunt semnalele venite din spre? Toți așteaptă. Iau soluții sau așteaptă să li se descrie modul în care urmează să își organizeze activitatea? Ai văzut, vedeam o chestiune... Vin propuneri dinspre proprietarii de afaceri în domeniul... Propunerea au venit mereu, dar cine le bagă în seama? N-au timp să citească. Trebuie să citești. Și în primul rând ca să citești. Că omul ăla care lucrează în domeniul ăla... Și în primul rând ca să citești... Știi cel mai bine, da? Știi cum e ca la... Nu unul dintr-un birou. Trebuie să citești în primul rând ca să citești, e ca aia la care copiază la bacalaureat, știi? Unul copiază, dar știe ce, unul copiază, dar nu știe ce. Înțelegi? Și atunci, deci trebuie să citești și să știi ce ai citit. Să-ți însușești. Dar dacă citești și trec peste ele și virgula o bag ca punct, înseamnă că e lămurită treaba. Atunci, nene, nu merge. Bun, în momentul de față, aveți programări? Sunt cetățeni care își programează în perioada asta totuși concediile pentru vară, gândindu-se că va veni o relaxare care le va permite să se deplaseze? Programările pentru concediu de vară s-au făcut, și mă repet, din primul trimestru al anului 2019 și mai ales în ultimul trimestru al anului 2019, deci, când au avut reduceri. Acum ce face? Face reprogramări, dar foarte puține solicitări au fost făcute pentru 2021. Deci dacă au fost 5%, restul nu, toți s-au dus. Se duc spre august? Și nu, cei care sunt pe august au rămas pe august, care sunt pe iulie rămân pe iulie, pe septembrie, unii ar pleca și acum mai. Deci unii, uite, avem excursii pe nu știu ce, pe Greș, pe nu știu unde, pe 26 mai, 27 mai. N-a venit unul să zică, domne, nu plec. Dar așteaptă să vadă ce zice tur operatorul. Să vadă ce zice grecul, că grecul nu dă drum, adică e un lanț. Grecul cere pașaport cere sanitar? Pașaport. Deocamdată nu cere niciun pașaport. Cine să-i dea pașaport sanitar? În ce bază îi dă pașaport? Și că ia adeverință la medicul cu familie. Ce să-i facă medicul cu familie? Să-l gâdile, să tușească sau cum? Nu ține treaba asta. Bine, păi asta tot de la ei a venit, că n-am inventat-o noi românii cu pașaportul sanitar. Deci ei la nivel guvernamental probabil au gândit o formulă, că n-au reușit să o pună în practică, să definitiveze un model, nu știu. Grecu a inventat turismul. El l-a inventat. Grecu îi va da drumul așa cum gândește el că e bine și va gândi că e bine. Și știe ce va face. Dar de aici până la cele, cum sunt zvonuri de-astea, tot pe așa vin de-ăștia zombalăi de-ăștia, așa care... Ca să spună că cere un pașaport sau să ceară că n-are cum trebuie coronavirus. Acum, azi l-are, mâine nu-l are. Sau exact. Azi nu l-are, mâine l-are. Care e problema? Da. Deci nu e o treabă care e așa, la plezneală. Dar el își planifică acum, eu știu ce face grecul. Pentru că la grec nu există de ăsta de acolo când și-a luat cineva, când a luat o hotărâre vis-a-vis de treaba asta, dacă nu e bună e să ia afară, nene. Ies din cotețe toți acolo, ies pe uliți, pe străzi, pe nu știu ce, și îl termină pe ăla. Deci n-ascultă cum a ieșit azi la noi unul și ce a spus și a doua zi a retras. A zis că am greșit. Păi nu poți să spui tu treaba asta la o nație care mai suntem, încă mai suntem. Chiar dacă am rămas numai cu numele și cu granițele. Dar încă mai suntem acolo, care mai suntem. Prețurile, domnule Brătulescu, sunt influențate de situația asta? Da. Avem creșteri, scăderi? Nu știu. După părerea mea, de aia ți-am zis, politorul românesc a început să salte un pic și așteaptă. Că trebuie să intre. Intră? Unde intră? Păi, cum își fac ei socoteala? Pentru că trebuie să crească prețurile ca să-și acopere paguba din perioada în care nu pot lucra? Noi am fost întotdeauna temători. Ne-am temut și de umbra noastră. Deci nu că am fost băia, cei mai viteși dintre cei mai viteși. Uite de la cei din secolul XVI, când l-omora pe Vârsul să ia domnia și după aia să plătea și altul stătea la ușă ca să-i ia locul ăsta altul. Deci noi am fost întotdeauna cei mai. Noi cum am sărit în sus? Datorită șutului de la spate. Pentru că un șut dat la spate a fost un salt, un pas înainte. Și, și asta așteptăm și acum? Așteptăm și acum. Clară treaba. Că cum mi-a zis, nu știu care spunea, domnule, ce să facem, pe plajă, să facem niște burlane, niște chestii. Te uiți la ei și nu-ți vine să crezi, bă, frate.
Dar atenție, îți colorați toți. Deci toți au funcție, au leafă, așteaptă cât de fac, la ora 1 trebuie să mă duc mealea, leafa și iar mă încui în coteț acasă, stau așa. Bun, și credeți că sezonul estival va decurge anul acesta, ca de obicei vor fi, nu știu. Nu, ca de obicei n-are cum să fie, pentru că nu se poate. Deci, pentru că lumea va merge la mare, pe litoralul românesc. Ne raportăm strict la cei la noi, da? Nu, deci n-are cum să fie cum a fost. Noi acum așteptăm câteva milioane de români să deschidă muzeile. Deci îți dai seama, muzeile alea, care eu n-am fost de 20 de ani de zile sau nu mai știu când, se va sta la coadă, să vadă muzeul, ce-i înăuntru, acolo. Știi, vorba lui Rusul ăla, care bea mereu, unde era broasca cu spiritul, bea spiritul, și la un moment dat întreabă, băi, ce faci? Și el simplu, dar Cracadil, unde este? Unde-i Cracadilul? Adică să bea... Deci, ce... E treabă complicată și cu muzeul, că trebuie asigurate niște măsuri, niște cheltuieli. Băi, toată lumea... Îți dai seama ce am așteptat noi deschiderea asta a muzeului. Da, și frizeriile văd că e fericire maximă. N-am dormit noaptea, știi, venea să mă gândesc să râd singur. Deci nu, bă, nene, pune dracu altceva, altă problemă mai serioasă dacă o pui. Vom vedea cum vom deschide cârciurile. Și îți dai seama că se va aplauda două nopți și chiar dacă nu spune cum se vor deschide cârciurile. Deci nu, deci... Păi ce ne spune premierul astăzi că... Asta ce-am mai zis? Ce să spună? Că restaurantele în spații închise... vor rămâne închise. Adică, nu știu, se va da drumul la terase, probabil, dar și acolo, cu niște măsuri din astea de distanțare, de... Așa, iar despre hoteluri, ce ne spune că în funcție de respectarea anumitor reguli, vor fi deschise după data de 15 mai. Deci se deschid. Și sigur, încetul cu încetul și cu reluarea libertății de circulație și stabilirea motivelor de deplasare în afara localității, va exista o creștere a cererii pentru cazare în spații tip hotel, motel, pensiune, etc. Hotelurile, după părerea mea, trebuiau închise. În primul rând, pentru e cameră. În camera aia nu intră tan cu tană, intră doi tani. Adică soț, soție sau mai știu ce. Și normal, și tot așa se putea practica micul dejun. Asta e părerea mea. Deci n-am putut să mă duc peste alte păreri al unui ales, al unui împuternicit, al unui mai ministru, mai știu ce. De asemenea, sunt multe chestii care nu le-am înțeles, nu o să le înțeleg și vis-a-vis de chestia asta cu dau la drum o oră, la trei ore, când a fost atunci problema aceea cu... Că bătrânii deja erau izolați. Aia de la țară erau izolați pe tarlaului în spatele casei, acolo punea porumbul și ceapa și mai știu ce. Aia de la oraș deja erau izolați până ciment, betoanele astea pe la etajele 8-9-10. În două ore de-abia aveau timp să coboare 9 etaje și să le urce înapoi. Da, și mai trebuia grâul pus la fier și colacul dat la popă. Dar treaba care e că... domnule, fă-le de așa natură încât nu mai declanșa uri. Deja erau foarte multe milioane de formă de ură. Și când vorbesc de milioane de formă de ură, erau ale celor care erau afară. Că aia urau pe aia dinăuntru, în afară de familiilor. Pentru că aia își țineau aici familiile și le trimiteau și știau ce au de făcut cu banii aia care muncesc acolo și care îi zăpăceau acolo. Că revin imediat la ceea ce vreau să spun. Acum s-a declanșat altă formă de ură. Îl vezi pe ăla pe stradă cu un baston săracul și cu sacoși să duce și ăla mai nu știu ce care i-a dat taxul și măsa să mănânce și i-a dat în gură până la 25 de ani și până a început să-i mănânce pensia lui taxul și lui măsa și mai dă și de țigări de alea. Pum, ia uite-l pe ăla. Deci altă formă de ură. Deci, băi, frate, poporul român, de ce e născut din ură? Nu. E născut din ăștia care încă mai mișună pe aici pe coala. Și toată lumea a avut un desta care a mișunat pe aici pe coala și a trebuit să aibă grijă de el. Care n-are grijă de el, e problema lui. Poate îl pedepsește cineva vreodată și nu te gândi că nu îl pedepsește. Dar aici, noi am declanșat o ură între bugetari și privați. Între funcționarii publici și funcționarii alții, între polițiștii locali și polițiștii... Dom'le, a fost tot timpul declanșată o ură. Deci de ce... S-a stratificat societatea românească atât de mult încât a determinat această ură de care spuneți dumneavoastră. Că avem categorii peste categorii. Uite-te de seara la televizor, apar două căpățâni pe stânga,
alte două căpățâni pe dreapta, la altă televiziune două căpățâni pe mijloc, la alte două căpățâni. Mă, nene, dar n-a zis unul cuvântul solidaritate. De-aia, dracii, de când mă uit eu la nenorocirea asta, s-au și-o pe unul. Da, domnule? El nu știe cuvântul solidaritate, dar știe pe la solitar. Adică, domnule, eu solitar cu leafa mea. Deci, bă, când aude de solidaritate, te sperii. Și atunci apar mereu. Solidaritatea asta este clamată de unii, pentru că hai să ne ajutăm bătrânii, hai să ne ajutăm semenii, să le ducem alimente, să le ducem apă, să le facem cumpărăturile. Deci se tot invocă această solidaritate. Deci nu, solidaritatea... Unii chiar sunt de bună credință și fac într-adevăr acte. Domne, solidaritatea, de generozitate, da? Nu, dar nu trebuie confundată cu solidaritatea. Deci solidaritatea ce înseamnă, domne, donează 2, donează 3 euro, donează 5 euro. Eu m-am dus în fiecare zi la servici acolo, am făcut 2-3 lei, i-am ținut pe toți la servici, nu i-am dat afară, nu am... Așa. Bă, nene, dacă îmi vezi că eu, ca privat, care nu zicem au leu, mă duc acolo și mă duc pe 25 ale lunii, cu ce am acolo, ce am la stat. Eu ce am făcut ca să fiu solidar cu ăla? Am zis și eu vreodată, nu vorbim de pensii speciale, că înseamnă că încep să ataci tot. Ai terminat filmul. Acolo clar. E altă poveste. Nu, numai să duc seara toți să vezi bezi din casă așa. Nu. Mă duc, băi, ce fac și eu? Dar nu că mă duc cu televizorul în spate... Și m-am dus la căminul ăla de nu știu ce și am dus două coșuri de colivă. Sau mă... Nu, aici e cea mai mare nesimțire posibilă și ordinară. Nu, nene, fără să știe nimeni. Cât am de luat, am de luat atâta? Bă, te rog eu frumos, duceți-vă voi într-un cont. Sau duceți-vă, eu știu, la azilul ăla. Că da, eu am, probabil că sunt eu am și cu ce de trăi. Români care fac, nu. Fac gesturi și nu au nevoie să nu, fie... Și aia care le fac apar pe televizor. Aia n-ar trebui să apară. Ai înțeles? Eu, ce să zic, mai citesc și eu de la. N-am dat afară, n-am făcut nimic. Bă, nene, dacă tu apar pe sticlă și spui, mamă, ce frumos am fost, ce deștept și îmi vine de seară să mă duc să mă pup singur în oglindă. Nu merge, nene, așa. Fă o chestie să vadă cum a, și-a vândut aia avionul, cum miniștrii au zis clar că nu mai au nevoie de imunitate, cum mai alții, da, sau nu știu. E greu. De ce e greu? Aici. Dar ce, aia au urcat vreun munte ca să facă treaba asta? Au urcat pe jos așa în patru labe? Nu. Au dus în fața camerei și a zis, domne, de azi eu nu mai vreau. Deci nu e greu, nene, pentru că la noi, îți dai seama, s-a deviat cursul gârlii Dunării ca să-mi fac eu o insulă în curte acolo. Da, aș vrea să revenim la subiectul discuției noastre din această seară și haideți să vedem ce se poate face. Am vorbit despre litoral, deci sunt soluții. Încă o dată, dacă litoralul nu se dă drumul clar, deci eu unul declar închis, salut, nici nu mai discutăm treaba asta, nu pentru că, zic eu pe undeva, cât am muncit până acum de la... Munceam la 13 ani să-mi cumpăr uniformă, că nu puteam să intru în școală fără uniformă, până acum mi-ajunge, da. Și n-am stat acasă nici de 1, 2, 3, 4 mai, cum era câteodată pe timpul Ceaușescu, ne trimitea la muncă. Așa, chiar dacă jucam tablet toată ziua, dar stăteam acolo. E, problema e alta. Deci, dacă nu se consultă și dacă nu se uită peste gardul vecinilor, nu face nimic. Dar să consulte cu oameni. Deci nu se consulte între ei. Și nu ăla în primăverii, ăla altul nu știu pe unde, ăla nu știu pe la Brașov, pe la așa, ăla pe la Sinaia, pe Cocoța, pe munte, ăla la Cluj. Nu, tată. Adu-i, pune-le măși la bot acolo și să ia, după ce se ia la, cum sunt în momentul după ăsta? Ce se ia la bătaie 12 ore acolo, trebuie să iasă doi vingători. Avem deja pierderi, iar pe litoral 1 mai, care... Pierderi da? Foarte mari, sigur. Paștele, unde... Românii obișnuiau să plece de acasă. Pierde Paștele, diferite... pierdere mare Paștele, ca, da? ca valoare de zile vorbesc, ca valoare de zile turist. Ai înțeles? Și nu numai în România sunt pierderi care s-au încasat, care sunt și pe afară. Așa, acolo se recupera banii mai greu, în sfârșit. Revenirea. Cum o vedeți dumneavoastră în momentul de față? Deci avem pierderi economice. Sunt niște bani care nu au mai venit. Au fost cam 26 de miliarde de lei noi.
Bun. Avem pe de altă parte problema personalului care a fost trimis acasă. Unii se vor întoarce, alții nu, că înțeleg că nu sunt toți plecați în șomaj tehnic, sunt pur și simplu concediați, sunt proprietari de hoteluri, de pensiuni, care nu își vor mai permite să plătească niște salarii. Ori își vor reduce activitatea la limită și vor lucra cu un număr foarte mic de angajați. Dacă cei mari turoperatorii mari ies la rampă și spun ce fac, noi nu. Am anunțat Ryanair, compania 3.000 date afară, Wizz Air vreo 1.000. Așa, gândește că din ăștia, din 3.000 sigur, cred că în jur de 500 sunt de la noi. Pentru că toate companiile străine au și însoțitori de zbor din România și mai ales Qatar nu mai vorbim. Chiar și piloți. Piloți mulți de tot chiar. Și atunci noi nu putem anunța, pentru că ce se întâmplă? La noi cifra e mică. Ieri un tur operator puternic din țară a anunțat 200 a dat afară. Ăștia mai mici sunt mai rezistenți, ce să zic, pentru că n-au umblat la o cifră de afaceri mare și la un profit mare. Au umblat la o chestie de plutire pentru dragul muncii pe care o fac. Și n-au căzut de sus, da? Păi nu, ăia mari care de sus și nu simt. Așa, deci dragostea asta de meserie spune foarte mult. Deci dragostea de meserie. E, atunci trebuie căuta cumva ce înseamnă meserie. Care mai e? Dacă mai e. Deci și atunci, în momentul când ai o dragoste de meserie, o faci, știi cum? Cum o faci un cărciumar, care are o cărciumă mică, este el, nevasta și copiii. Nevasta face mâncare, cărciumarul bagă murăturile și varza, copiii șterg sala de restaurant și mesele. Și fac după aia pe ospătare. Așa se întâmplă și în Austria, așa se întâmplă și mai multe țări, în Austria prin Nord. Deci, ce vorbesc? Deci aici e problema. Dar în momentul când eu am și funcție și scaun și am pe undeva o locație pe la Sinaia și văd că nu mai merge și că trebuie să le dau leafă la aia, deci nu mă risc să dau din așa, ce zic, închide și dă-i afară. Aici e problema mare, pentru că s-au dat locații în turism, cui nu trebuiau. Oameni fără nicio pregătire, deci oameni n-au care nu veneau n-au din nicio treabă, din sistem, nicio da? Treabă, nici mânjiți la unghia mică nu sunt de turism, nici nu știu cum să scrie cuvântul turism. Cetățenii ăștia s-au trezit peste noapte proprietari de sigur, afaceri în hotelărie, da? Ăștia care au știut ce trebuie să facă și au făcut de așa natură. Bun, și cum au supraviețuit în toți anii ăștia? Cei mici sau cei mari? Ăștia mari care nu, ăștia au mari nu au supraviețuit. Hai să spun ceva. Au fost întreținuți. E una să supraviețuiești și una să fii întreținut. Și au fost întreținuți. Păi dacă eu sunt șeful comisiei, nu știu care, avem delegația cu tare, avem conferința cu tare. Am înțeles. Deci pe dedicație. Haideți să ne oprim pentru câteva momente. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit în direct alături de domnul Doru Brătulescu. Domnule Brătulescu, haideți să vedem ce se întâmplă în ceea ce privește turismul ăsta grav lovit de pandemie din punctul de vedere al clientului, al turistului. Înțeleg că sunt și rezervări anulate. Oameni care au renunțat pur și simplu la ideea de a merge în vacanță la vară. Nu, toată lumea a renunțat. Pentru nu, toată lumea. Deci nu renunțăm. Dar sunt mai multe categorii. Vezi tu că și turiștii sunt ca și votanții. Ai înțeles? Numai că turiștii au un singur, cum să spun eu, avantaj mare. Își aleg. Înțelegi? Votanții nu își aleg. Votanții, deci, votează ce li se pune în farfurie, știi?
Pentru că dacă e o farfurie roșie, una galbenă, una portocalie, el votează farfuria. Deci nu ce este în farfurie. Știi? Când farfurie poate să fie o măslină stricată, o bomboană otrăvită, un ou jumate, un ou fără... Așa, și în fiecare farfurie găsești de-asta. Și atunci ăla votează farfuria. Că e roșie, farfuria, că e portocalie. Că e, n-are variantă, n-are posibilitate din farfuria aia să-și tragă bomboana aia dulce, bună. Nu. Sau fructul ăla bun. Nu. El a votat farfuria. Dar turistul și alege. Și alege bomboana aia cea mai bună și alege, eu știu, mărul ăla cel mai bun și alege mâncarea cea mai bună. Fără să fie așezat în vreo farfurie. Galbenă, portocalie, roșie sau mai știu de care. Curcubeul culorilor, cum le-am zis eu. Și atunci el vrea, a vrut neapărat să ducă acolo. Și s-a întâmplat treaba asta. Unii înțeleg și au înțeles majoritatea. Da. Și aici a fost... Să luăm cazul celor care nu au posibilitatea fizică de a se deplasa. Marele merit al mass mediei, care a înțeles că sunt și mass media unii care o mănâncă pe pâine și treaba asta și știu ce vorbesc. Și chiar de aici din Buzău. Și atunci ce a zis? Bă, când am eu plecarea? În iunie. Și a început atonarea. Dom'le, e vreo variantă de... Nu de restituire, că nu o să vă nevoie la restituire la bani, că n-ai cum, că nu iei tu în buzunar, s-a dus să ia dragi. Mai încolo. Și atunci, haideți, noi stăm până la apropiere. Vedem ce. Și uite, bă, ai varianta asta, asta. Dom'le, du-mă acolo, dom'le. Nici nu se gândește prea mult. Au varianta mulți de a pleca mai în Delta, acum. Bă, vreau, nu m-a sunat niciuna, trebuie să-l sun eu pe unul ăsta. Bă, nene, e 26, care e problema? Păi eu mă duc. Păi se duce și dacă nu o să aibă voie să iasă din localitate. Nu înțelegi, atunci anunță din timp, vedem care e situația, se reprogramează, dar ăla nu-și pune problema. Deci, bun, avem variante când grecul, avem pe greș, pe 26, 26, 27 mai, nu ne-a dat niciun semn de nu. Deci n-a zis nu până acum. Cursele aeriene au fost reluate pe Grecia? Aici am vrut să ajung la cursele aeriene. Cursele aeriene se vor relua. Am început deja pe, deci pe Suedia nu sunt probleme. O să înceapă pe Danemarca, o să înceapă pe, de la Madrid acum cât de curând, pe, nu știu, 15 mai parcă. Dar ce vreau să spun aici? Și acum poate nu înțeleg eu și poate mă ajuți. Au fost plecări zilnice pe Germania, pe Serbia, pe Italia. Pentru Germania n-au fost suspendate zborurile? Ba da, dar au fost plecări zilnice. Păi, cum e posibil? Bun, continuăm. Deci au plecat la muncă, cu contract. Dar au vrut să plece și alții. Din Buzău, numai eu știu, cel puțin 500. Turiști? Nu turiști. Afaceri? Dar ce, erau turiști care au plecat? Nu, no, păi ne-am lămurit că da, au plecat la muncă, da? Da, și ăștia plecau tot la un fel de muncă. Uh-huh. Indiferent sub ce natură, da? De ce nu le-ai dat drumul să plece? Cât scuteai? Foarte mult. Foarte mulți bani să scuteau. Și din contră ăștia, dacă plecau, își trimiteau banii aici. Deci de ce nu s-a făcut, domnule, o plecare? Domnule, mă fac că nu știu. Sau nu că cum m-am făcut că nu știu, nici la el alții că m-am făcut că nu știu că au plecat. În Germania am văzut că au plecat, că a fost inițial în bulzeala aia un dezastru de organizare. Cel puțin la două zile a fost plecare. Deci nu numai aia. Și s-au reglat între timp cei deci de la aeroport de acolo, da? Deci numai plecările alea care s-au mediatizat. Și a venit Euroist și a luat pe acolo, a plecat... Și nu știu unde plec, semna contractul în aeroport, să urca în avion, hai, salut! Bun. Turcia, destinație închisă. Favorită a românilor acum pentru închisă vară. De, e închis, închis, da? Nu, închis aeroportul, da. Nu, le dă drumul turcilor. Turcii nu stau, ce stau și le dă drumul, că, pentru că la ei uzina asta de turistică se mănâncă pe pâine, știi? Și frații noștri bulgari văd că la fel au început să deschidă. Deschid și bulgarii. Restul și vorbim aici despre litoralul bulgăresc. Litoralul bulgăresc. E posibil să ne ia iar din turiști bulgari? Bulgarii, în primul rând, au pe Burga sau aeroport care e destinat charterelor.
contractele sunt făcute, au în spate Tuiu, cel mai mare tur operator de neamț care îi aduce turiști, vrând nevrând, măcar că Tragolini, așa vin de la Havana, o ia cotită pe la Cavana și Tragolini, numai aici stați, dar îi aduce, până la Dunii sus îi duce. Sau Dunii jos, poftim, ca să mă refer la geografie. Și de asta, până în sudul, ajunge aproape până la Turcia. Deci, le dă drumul. Pentru că e o chestiune, e o investiție mare. Au servicii, sunt pregătiți. Eu am fost pregătit și de mai, dar asta este. Da. Tot aici, în domeniul turismului, se pot încadra și taberele școlare. Taberele școlare care... Taberele școlare deja taberele că... școlare, hai să spun ceva. Deci nu vorbesc de cele organizate în spațiile statului. Acele tabere taberele școlare, după părerea mea, trebuiau organizate cu totul și cu totul și cu totul. Aici au fost niște chestiuni care ne-au depășit pe noi și au fost niște plăți făcute de către părinți exagerat de mari. Exagerat de mari și mă pronunț foarte bine la ce spun. Adică alea nu erau tabere școlare. Taberele școlare... Vă spun eu că sunt copii cazați la 4 stele în Poiana Brașov, da? Că e tabără. Nu, că nu sunt 5 stele acolo, dar putea să-i ducă și la 5. Exact ce ți-a spus, sunt niște bani care se strâng într-un mod care nu știu cât de cinstit este. Taberele școlare, cum erau, erau în jur de câteva săptămâni, se ajunsese chiar la 6 săptămâni, în care părintele nu plătea nimic, absolut nimic. Copilul avea dimineața mâncare, la 10-11 un serviciu, la 1 prânzul, somn obligatoriu, activitate sportivă, seara mâncare și somn obligatoriu la anumită oră. Ai tabără școlară. Acum și pretențiile au crescut pretențiile părinților care, mă rog, se răsfrâng asupra copiilor. O mare și parte de vină. Nu ne mai trimitem copiii într-o tabără clasică cu mare parte toaletă de vină comună. O au părinții, domnule. Se duc și la școală să ceartă cu profesorul, că de ce copilul ăla are 10, de ce faci meditație cu el, fă școală meu. Adică, ce facem acum? Că taberele de niciun fel nu vor mai fi organizate, presupun. Există vreo șansă? Oricum nu era organizată de prin Ministerul Turismului. Nu, categoric. Erau organizații cum fac unii niște pelerinaje pe la Ierusalim, merge popa din poartă-poartă. Așa că părerea mea ca aia este. Dar nu erau organizate la un mod... Alea se afișau la școală, dacă se afișau, dacă se lua legătura cu așa și mergem în tabără școlară. Unde? Mergem în Cioslovacea. Unde mergem? Mergem mai știu unde. Exact cum erau chestia aia cu primăriile. Unde facem schimbul ăsta de nu știu ce? Unde? La Las Vegas. Da. Primăria din Coțofâștea se duce la Las Vegas să facă experiment. Deci nu. Aici e o altă problemă care nu e legată de turism. La noi turismul, ți-am zis, e tot turism pentru că copiii ăștia merg în niște spații de cazare destinate turismului. Bun, atunci, nu sunt tabere neapărat, că nu e tabăra școlară Pionierul, unde mergeam noi în copilărie. Deci este un turism dezorganizat. E un cetățean care are un hotel și găzduiește grupuri de copii. Nu e un turism dezorganizat, nu e organizat. Pentru mine nu e turism organizat, clar. Și eu mă pronunț și știu ce spun. Știu care e problema, știu foarte bine. O știu. Bă, frate, ca să dai despăgubiri, pentru un copil tabără școlară de 6 zile, 12, 13, 14, 15, 20 de milioane. Haide, bă, să fim serioși. Adică ce dracu, depășim orice chestie de avem salut. Animatori, avem da, bineînțeles, da, mai le aduce și meniu a la carte. Sigur. Da? Deci noi, aici depășim treaba ce care ne nu... facem cu cei care totuși vor să renunțe și cer să li se restituie avansul. Înțeleg că este imposibil. Banii circulă, banii sunt rulați, niciun proprietar de hotel nu are bani lichizi ca să-i restituie. Hai să spun circulația un pic. Avem o aleasă la Uniunea Europeană pe acolo, Parlamentul European. Care normal, dacă întreb cum îl cheamă pe bărbat sau pe buletin, nu știe.
Dar vreau să spun altceva. Nu poți tu să ieși când tu n-ai făcut turism niciodată. N-ai avut bilet de odihnă niciodată. Totul ți s-a pus pe tavă și biletul de avion ți s-a cumpărat de la administrație, de la secretariat. Să spui, vă duceți la agenții să vi se dea bani înapoi. Înseamnă că e total diferit de treaba asta. Și o să fac scris, eu personal fac scris, o să mai strâng încă vreo, eu știu, poate vreo 1000-2000 de semnături, să explice exact ce a gândit, cum a gândit sau cine i s-a spus, cine i-a spus treaba asta. Pentru că e o chestie simplă. Dacă tu vii la mine și îmi ceri un bilet de avion, îți dau biletul de avion. Dar ce trebuie să știe un europarlamentar, oricine trebuie să știe, că biletul de avion în momentul când l-ai cumpărat devine proprietatea companiei. Deci compania face ce vrea. Poate să anuleze zborul, poate să nu știu ce, dacă anulează zborul, ce zice? Cum s-a anulat acum datorită pandemiei asta, compania de avioane spune clar, domnule, îți dau un voucher la contravaloare, ca să nu-și piardă totuși clientul și zborul, alt zbor, sau îți reprograme zborul, când vrei. Și mai spun o variantă. Sau, fără să fii ținut să precizezi data la care vrei să zbori. Sau mai spun o variantă. Oricând timp de un an de zile poți să alegi cu compania mea orice fel de zbor în orice destinație pe compania mea. În orice destinație. Deci nu pe destinația care ai avut-o. Bun. Asta vorbim de bilete de avion. Deci nu are de unde să-i dea agenția de turism bani, așa cum a zis... Cine a zis acolo? Așa, o să spun. După asta există excursia organizată. Care ce implică? Avion, transport autocar, cazare, servicii de masă, cazare în mai multe orașe. Mi-a achitat un avans sau total, depinde în funcție de cum este contractul făcut. Dacă e pe early booking, trebuie să achiziți absolut tot. Absolut tot. În acel moment în care da, și în acel moment dacă turistul e deștept, poate să-și facă și o asigurare store. Așa. În cel mai rău caz și în cel mai rău caz, se duce la asigurator. Dar în cel mai bun caz, poate îi va zice, vedem ce vom face. Dar în toate cazurile, asiguratorul n-a dat nimic. Dar invocând forța majoră, da? Pentru că despre asta vorbim aici. Da, poate să invoce. Asiguratorul poate spune, ai murit? N-a murit. Atunci nu-ți dau nimic. Deci niciun asigurator până acum nu știu dacă ar fi așa, până la data asta și la vârsta mea. Și atunci, ce zice? Da, domne, când aveai plecare? În iunie. Banii sunt la hotelul X, la hotelul Y, așa, la transportatorul cu autocarul, biletul de avion. Și atunci, tur operatorul la care a organizat, ia legătura cu toți ăștia. Nene, ce fac? Și atunci spune, domne, caut odată de replanificare. Eu mă duc pe turism, iar. Dom'le, cam când ai vrea să pleci? Și în septembrie. Deci asta e soluția, să îi se facă loc într-o dar îți dai seama ce, altă ce, perioadă? Ce implică. Fiecare are o fișă de asta. Și implică. Popescu vrea în septembrie, Georgescu vrea în noiembrie, Xulescu vrea nu știu unde, Patraulea vrea nu știu care, da. Și tot așa. Și atunci, băi, hai să vedem cum facem. Și atunci se face o nouă excursie la o dată care să-i adune pe toți ăștia, care să le și convină. Să-i lipească cât de cât. Da. Înțeles. Și domnule... atunci, iar telefoane. Vedeți, domnule, singura variantă este. Și atunci ăla zice, da, da. De restituit, de unde este de restituit? De unde? Intră în bancă, intră... Nu, deci... E, am avut situația și îmi pare bine că poate îmi dai ocazia să o spun, el a venit cineva la mine, deci un tur operator, o agenție de turism din Buzău, nu-i dau numele că suntem și prieteni și nu că era reclamat agenția de turism, atenție, e foarte serioasă problema, că achitase 8.000 de lei, 800 de lei, pardon, 800 de da. Lei, deci 8 milioane, pentru 3 zile nu știu unde. Și era vorba și de sfârșit de iunie sau nu știu când. Și vrea așa, un voucher cu dată deschisă. Deci, domnule, nici măcar n-a ajuns la 30 de zile de plecare. La 20 de zile, la 10 zile. Vreau un voucher cu deschis, în alb, un fel da? De open space, așa, la dileală, știi, la... Așa.
sau să-i se dea un voucher de la tipărit, cum am văzut el la unii, vouchere de aia de vacanță, adică agenția de turism să-i pune la dispoziție voucherele de alea. Atunci le-am zis la doamnele acelea, nene, nu știu, eu îmi dau o părere, nu mai trebuie să deranjați agenția de turism, că o deranjați, deranjați-l pe ăsta, nene, deranjați-l, dați, nu știu, vorbiți cu un medic, ca lumea, profesionist, eu știu, de așa, și trimiteți-l și măcar solicitați agenției de turism să-i plătească consultația. Păi nu poți să faci așa ceva. Pretenții și pretenții. Nu e de asta, nu e pretenții, nene. Adică agenția de turism nu tipărește vouchere de alea de vacanță. Da. Domnule Doru Brătulescu, iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm și cu alte ocazii. Și eu vă mulțumesc și am fost un pic așa mai, dar vezi tu când te simți, toată lumea dă sfaturi. Dă sfaturi în sensul ăsta, dar mă, nimeni nu-ți indică o direcție. Băi turism, băi turism, băi agenții de turism. Da, o să urmărim îndeaproape să vedem ce se va întâmpla cu turismul românesc, cu turismul din județul nostru. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți pe TV Buzău. Și o bună seară, multă sănătate vă doresc și în continuare numai bine. Și în continuare să vă mențineți sănătatea.